Salutare tuturor! Salutare, dragilor, sau hola! Bine v-am regăsit la un nou vlog marca Haihuin 2. De această dată, spunem destinația? Da, Tenerife! Tenerife! Era și o melodie celebră. Exact asta este starea noastră. Noi suntem aici deja de 3 zile, ne-am închiriat un apartament, ne simțim ca acasă și ne bucurăm super mult că am ales această destinație. Dar până una alta, haideți să vă prezentăm exact traseul nostru. Și nu ne-am teleportat din Helsinki în Tenerife direct, am avut o escală de o zi în Milano. Am decis să nu filmăm un vlog pentru că am fost pe fugă, vremea nu era tocmai de partea noastră și am promis să revenim la vară să filmăm, dar am tras câteva cadre cât să vă arătăm și vouă cât de frumos era orașul împodobit, plin de turiști, plin de localnici, pentru că am prins o zi de duminică și a fost un vibe nemaipomenit de vacanță, de sărbătoare, să spunem așa. Am zburat direct Milano-Tenerife, aici sunt două aeroporturi, noi am aterizat pe cel din sud, am plătit pe două bilete cu bagaj inclus 100 de euro. Trei zile am fost în proces de aclimatizare, ne-am dezghețat, ne-am obișnuit cu clima, ne aflăm în centrul insulei, în orașul Puerto de la Cruz, un oraș boem, frumos, cu arhitectură spaniolă, dar în același timp modern, abia așteptăm să vi-l arătăm. Nu l-am ales strategic, ținând cont de faptul că suntem destul de aproape de cel mai înalt vulcan de pe insulele Canare, dar și cel mai înalt munte din Spania, are aproximativ 3700 de metri, vulcanul Teide. Și o să mergem și noi într-una din zile, o să facem puțină mișcare, dar nu astăzi. O să dăm sarmalele în jos, salata de beof după Crăciun. Mi se pare locul cel mai potrivit să vii, cel puțin în perioada asta sărbătorilor. În sud este foarte cald, peisajul este arid, iar în nordul insulei plouă, să spunem, e mai înorat, dar este verde. Și noi suntem cumva la mijloc. Minunat, perfect, deci nici că se putea să alegem mai bine o locație. Ne-am închiriat aici un apartament pentru că vrem să ne gătim, vrem să petrecem sărbătorile. Noi de anul trecut, de la mama Jenny din California, nu am mai stat undeva într-un loc să ne odihnim, să ne gătim, să ne bucurăm de liniște și iată că la un an distanță avem șansa să facem lucrurile acestea. Inițial ne-am propus să luăm o pauză aici în Tenerife, să nu filmăm vloguri, dar am zis că e prea frumos, trebuie să vă arătăm și vouă, așadar încălcăm această promisiune și o să filmăm. Haideți că iarăși m-am dat la vorbă să trecem la prezentarea apartamentului. Începem cu această terasă uriașă, avem un șez lung și avem o măsuță unde luăm masa de obicei dimineața și seara, e foarte frumos. Foarte liniștitor, se aud cocoși dimineața, avem și o fermă de capre lângă și ce vedeți aici în zare e piscina, dar cred că să urcăm la etaj să vă arătăm puțin. Acesta este livingul, iarăși este foarte mare, cu o canapea, un televizor de unde ne vom uita și noi la Home Alone și la filmele de Crăciun. Aceasta este bucătăria, e micuță, intimă. Avem tot ce ne trebuie, cuptor cu microunde, aragaz, cuptor, ustensile de bucătărie. E o casă de parte de casă, un frigider foarte mare. Aici este baia în partea stângă și acesta este dormitorul. Vă spun un secret, se doarme foarte bine aici pentru că nu avem geam. Mă rog, e un geam aici, dar este acoperit, nu intră lumina. Atenție, plătim aici 80 de euro pe noapte și vom petrece atât Crăciunul cât și Revelionul. O să ne răsfățăm puțin.
Te-am prins, Ion, ce faci? Privesc oceanul, așa arată ieșirea din apartament. Și o să mergem împreună acolo, pentru că nici noi n-am ajuns. Nu am ajuns, da. Sunt plaje aici, am înțeles că e o destinație numai bună de surf. Pentru că sunt valurile puternice. Aceasta este ieșirea din complexul rezidențial. Uitați-vă și voi cât de fain arată. N-avem nevoie de mașină aici, pentru că suntem destul de aproape de centrul orașului. Bine, o să coborâm acum, pentru că suntem pe un deal, dar avem de parcurs aproximativ 10 minute pe jos și e o plimbare foarte faină. O să vedeți imediat. Trebuie să recunosc că aici nu prea simt spiritul sărbătorilor de iarnă. Dacă mi-amintesc bine, anul trecut eram în California și acolo se simțea mult mai bine, pentru că și marketingul e mult mai puternic. Da, într-adevăr. Aici e așa, o atmosferă de vacanță. Nu-mi displace, dar trebuie să recunosc că aș vrea de Crăciun cumva să simt magia sărbătorilor și poate că pe timp de seară o să vedem orașul. Bine, noi mergând în Finlanda, la Moș Crăciun acasă, îți dai seama că e cu totul diferit față de Tenerife. Exact. Și avem tendința asta de a compara, dar nicio experiență nu poate fi compar. Egalată, da, de Laponia. Ce vom face astăzi, Ion? Ia zi-ne cu nouă. Astăzi o să dăm turul orașului, a făcut așa un mini plan, să vedem cât o să ne iasă. Dăm turul orașului, o să mâncăm ceva, apoi revenim la cumpărături și o să încheiem vlogul diseară. O să facem cumpărăturile de Crăciun, deja am pus la punct meniul. O să gătim mâncare românească, ce să-i facem? Ne e dor! Chiar mi-e dor. Da, într-adevăr. Cât de faină e imaginea asta, nu-mi vine să cred că s-a înseninat, a fost un orat până acum. Cât vezi cu ochii palmieri, verdeață și da, avem altă stare. Uneori e bine să ieși din casă, vezi? Da, bine. Dar oricum o să trecem și prin acel cartier frumos alb. Vă arătăm din punctul nostru de vedere cel mai frumos cartier din Puerto de la Cruz. Bine, dar noi n-am văzut mare lucru, că am mers doar să mâncăm într-o zi atât. E destul de liniștit, vezi și tu, că nu e trafic. E vibe-ul acesta de vacanță, insular și uite că... Nu m-am gândit niciodată să vin în Tenerife, fiind atât de aproape totuși de Europa, că nu e o distanță considerabilă. Am zburat 4 ore din Milano. 4 ore și jumătate. Și ai impresia că te afli pe o insulă din Africa, din Asia. Acesta este outfitul de decembrie. Ce se aude aici? Sunt niște șopârle micuțe. Cum e, Ion? Cum te simți? Senzațional. Chiar nu mă așteptam. Credeam că ți-e frig aici. Și eu am auzit că, într-adevăr, maxim 20 de grade din ce am citit, dar... Perfect la tricou. Perfect. E perfect. Așa aș vrea să fie tot anul. Păi așa e chiar. Cred că în luna martie este cel mai frig aici, dar în restul anului temperatura este aproximativ constantă. Și aici se află cartierul, care ne place nouă foarte mult. Stați așa să vedeți ce faine sunt casele. Acestea sunt căsuțele din povești, din turtă dulce, din Tenerife. Ia uitați-vă cât de faine sunt. Albe toate, păstrează cam aceeași linie arhitecturală aici. Da, îmi plac la nebunie. Și uite că am zis că facem 10 minute pe jos, dar cred că am făcut 5 maxim și am filmat, adică ne-am lungit destul de mult. Bine, e și vale. E și vale, la urcat e mai greu, într-adevăr. Copaci de toate felurile, uite-te și tu, palmieri. Cred că erau pini mai în spate, cactus, foarte fain. Auziți păsările? Paradis. Uite că au înflorit cactușii, vezi? Că au niște floricele mici. Ce tare! Oricum, eu i-am spus Andrei că Tenerife seamănă foarte mult cu Hawaii. Cel puțin mie asta îmi dă impresia. California, Hawaii, America, pe acolo, nu cu influențe spaniole. Și oricum, prețurile sunt foarte, foarte bune, din punctul meu de vedere. Da. O să vedeți și voi. Exact, comparând cu alte insule în care am mai fost noi. Sau cu alte țări, inclusiv da. Italia, sau ultima Finlanda, destinație, da. Milano, care mi s-a părut foarte, foarte scumpă. Da, într-adevăr, wow, ce faină e alea asta. Uite că vine ploaie, cred, vezi? Nu, acolo e vulcanul și se strâng norii. Există și o grădină botanică aici, foarte frumoasă. Am înțeles un parc unde putem observa animale. Poate o să mergem în zilele următoare, dar acesta este un vlog așa mai liniștit de vacanță, ca dinainte de sărbători. Nu ne propunem să facem mare lucru.
foarte multe restaurante, hoteluri în zona asta. Chiar acum citeam o informație interesantă și anume că orașul acesta nu e turistic neapărat, ci mai degrabă este un loc în care se retrag nordicii pe timpul iernii. Plimbându-ne noi agale către centrul orașului, am găsit o agenție imobiliară. Ia uitați, 150 de metri pătrați, 420 de mii de euro. Aceasta e tot o vilă, 100 de metri pătrați, 129 de mii de euro. O vilă de 448 de metri pătrați, 260 de mii de euro. Ia uitați ce priveliște faină are. Splendid! E apartament. Apartament de 56 de metri pătrați, dar asta cred că e mai central prin zona asta aici, 120 de mii de euro. Prețurile sunt acceptabile, 499 de mii de euro, 275 de metri pătrați, o vilă cu piscină. Asta chiar îmi place. Ia uite-te ce faină e! 160 de mii de euro, o vilă de 156 de metri pătrați. Nu are piscină, dar are priveliște frumoasă. Ce părere aveți de aceste prețuri? Cum vi se par? Stați așa că eu n-am mai văzut și în partea aceasta. Mai sunt și aici. 495 de mii de euro, o vilă cu piscină, 277 de metri pătrați. 149 de mii de euro, ia uitați, o casă situată într-o zonă rurală. Văd că sunt niște plantații de banane, 72 de metri pătrați. Încă o casă în zona rurală, 139 de mii de euro, 70 de metri pătrați. Nici că se putea să alegem un oraș mai bun pentru a ne petrece sărbătorile. E foarte liniștit, e mai degrabă family friendly, să spunem. Așa, nu cred că e viață de noapte foarte activă aici. Nu, cred, nu. Să vă arăt ceva interesant. Aici este meniul unui restaurant afișat și găsim unul în limba română. Creveți prăjiți cu usturoi, 9,90 euro. Creveți la plită, 10,40 euro. Cât de tare! Salată mixtă, 6,80 euro. Antricot la grătar, 12,50 euro. Iar critice cu tot. Da, 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 au folosit șnițel de pui, exact, vedeți? 18 euro paelia pentru două persoane. Orașul este destul de mare. Noi stăm undeva la periferie, în capăt, mai aproape de vulcan, dar pe măsură ce coborâm, ne dăm seama cât de mare este, de fapt. Am coborât noi cât am coborât, dar cum urcăm? În autobuzul. Clar. Da, ideea este că am ajuns acum în centrul vechi al orașului, în zona 0, să-i spunem așa. Sunt multe restaurante aici. E fain vibe-ul. Uitați-vă și voi, nu e foarte mult. Da, suntem aproape de ocean. Nu e foarte multă lume, nu sunt foarte mulți turiști, ceea ce îmi place, spun încă o dată lucrul acesta. Și am ajuns în piața Charco, destinația numărul 1 atunci când vin Puerto de la Cruz. Am înțeles că e foarte frumoasă atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, pentru că este luminată. Ia uite, palmierii sunt împodobiți cu luminițe, arată foarte frumos. Ce ziceam, că nu sunt mulți turiști, nu e multă lume, ia uitați, restaurantele sunt aproape pline. Frumos tare, dar să știi că mie îmi place mai mult zona în care stăm noi, mai liniștită. Doamne, cum găsim noi locurile astea fără să le căutăm foarte mult? Adică le atragem. Cum ai spus și la început, am avut foarte multe opțiuni atunci. Da. Me gusta mucho. Da, e o piață tipic spaniolă. N-abia aștept să mâncăm o paelia și să bem o sangria. Acum pot să spun eu că m-am îndrăgostit de insula aceasta. Sincer, m-aș muta aici acum eu. Știți prea bine că noi asta căutăm. Am ajuns și la plajă. Aceasta este una dintre plajele din Puerto de la Cruz. Dar cam așa se prezintă plajele de aici, din această zonă. Nu sunt cu nisip. Dar nu toate sunt așa, doar o parte dintre ele. Cele din partea de sud a insulei sunt cu nisip. Revistă. O să le explorăm într-un alt vlog, dar cam așa arată. Pietriș mult. Bine, sunt insule de origine vulcanică și atunci este perfect normal să arate așa. Noi suntem acum pe esplanada din Puerto de la Cruz. Nu înțeleg exact ce e cu aceste cămile. Sunt luminate, n-au nicio legătură cu Crăciunul, cu Spania. Cu Tenerife, mai da. Ales. Bine, interesant. Poate au bine. Legătură cu Fuerteventura, de exemplu. Suntem aproape de Mauritania, de Africa, cumva. Probabil că există o legătură, nu cunoaștem noi și nu înțelegem noi exact. Mi-a fost dor de mirosul acesta, mirosul oceanului. Nemaipomenit. Nu vine să cred că e luna decembrie, că e cald afară, suntem în sandale, sunt peste 20 de grade și avem parte de experiența asta, dar arată foarte interesant zona asta. Zici că e o fortăreață mai degrabă.
Acesta este de fapt vechiul port unde localnicii vin la pescuit în mare parte. Vedeți și voi că sunt oameni cu undițele. Stai să am grijă să nu mă lovesc cu un val. Deci imaginea asta pe care o am eu acum în față este hrană pentru suflet. Mi-a fost dor, chiar mi-a fost foarte dor de ocean, de sunetul acesta, de mirosul acesta, să văd cum se izbesc valurile de roci, o imagine completă. Nu seamănă cu Hawaii de aici? Ba da. Mamă, mie. De ce cald este aceste pietre? Acesta e locul meu preferat din insula Tenerife, din orășelul Puerto de la Cruz. Avem această biserică ce datează din secolul al XVII-lea, construită din rocă vulcanică, extrem de frumoasă, dar și parcul acesta în care sunt multe păsări, observ, foarte frumos decorată de Crăciun, vedeți palmierii sunt împodobiți. Curățenia este la ea acasă. Sezonul acesta, Hai Huin 2, am omis să vă arăt un companion important al acestei călătorii. De fapt, suntem Hai Huin 3 pentru că el este cel mai bun prieten al meu, rucsăcelul celebru. Îl am de 3 luni cu mine, este de la Calvin Klein, bineînțeles, și este cel mai rezistent rucsac pe care l-am avut eu vreodată în această călătorie. Și credeți-mă că nu e tocmai ușor să călătorești prin atâtea locuri, să schimbi atâtea clime, să care atâtea lucruri în el, pentru că tot timpul este plin. Am aici de toate, deci de toate, de la pastile, la tehnică, la cosmetice, orice, caiete, agende am și uitați-vă, arată impecabil după 3 luni de Hai Huin 2. Este cel mai rezistent și cel mai drăguț și îl ador. Îmi vine să dansez de bucurie că în sfârșit am trecut și noi la haine de vară și mă ajută și muzica aceasta de pe fundal. Pe această cale le mulțumim celor de la Calvin Klein că au asigurat ținutele acestui sezon Hai Huin 2 și implicit ale acestui vlog. Sunteți pregătiți să vedeți ceva amuzant? Merry Christmas! Am găsit căciulițe de Moș Crăciun și Crăciuniță. Uite că nu ne-am luat în Laponia, dar am luat aici, în Tenerife. Bine, acolo înghețam cu căciulele astea. Sunt așa mai mult de design. Lumea zâmbește când ne vede, este în bun pentru că suntem în pas cu sărbătorile. Suntem în spiritul Crăciunului. Mergem acum la restaurant să mâncăm, mi s-a făcut foame, după care facem și noi cumpărăturile de Crăciun. În sfârșit! În drumul nostru spre restaurant am găsit aceste scări pe care sunt menționate. Respir greu pentru că am urcat, urcăm de minute bune. Sunt menționate cărțile scrise de Agatha Christie. Ce poți să faci din niște scări? Exact. Banale. O atracție turistică. Și uite, în felul acesta încurajezi oamenii să îi citească cărțile până la urmă. Noi nu am glumit, chiar mergem cu aceste căciulițe pe cap. Suntem cursul pe aici. Atragem atenția toată lumea, da. Se uită la noi, bine, cu admirație, bineînțeles. Ștrunfii lui Moș Crăciun. Elfii moșului. Au venit direct din Rovaniemi. Da. Și dacă tot am venit noi pe insulă să petrecem Crăciunul, să știți că moșul se retrage pe timpul verii din Rovaniemi, ghiciunde. În Tenerife? Nu, Christmas Island. Ah, în Christmas Island? Da. Poate ajungem. Poate ajungem și ține de Australia. Deci, momentan, cred că e închisă turiștilor. Da. Istoria. Informație prețioasă, vezi? Christmas Island, insula lui Moș Crăciun. Pe timpul verii. Am ajuns la restaurant și vreau să vă zic că la noi a venit Moș Crăciun pentru a treia oară luna aceasta. Sau a patra, nici nu mai știu, am fost tare cu minți. Tocmai am primit mesaj de la restaurantul de burger din Rovaniemi, Laponia, unde țineam noi minte că am uitat la valiera pe masă, că au găsit-o în sfârșit făcând curățenie de Crăciun. Eu le-am scris după ce am plecat, nu cumva am uitat acolo la voi un microfon, ați găsit ceva, le-am trimis o foto și m-am spus că nu, au întrebat tot stafful, n-au găsit nimic. Acum ne-au dat mesaj că au găsit-o și că o să ne-o trimită prin poștă. Cât de tare! Așadar, de acum înainte o să-l auziți și pe Ion în vloguri, nu doar pe mine.
în cinstea acestui microfon găsit, o să ciocnim un pahar de vin. Ne-am luat jumătate de litru de vin. Hai noroc, Ion, și le mulțumim celor de la restaurant că au fost extrem de drăguți și ne-au dat mesaj după ce au găsit la valiera. Scriem pe ecran cum se numește restaurantul. Bine, oricum este cel mai cunoscut din Rovaniemi, n-aveți cum să-l ratați. Oameni extraordinari. A venit paelia cu fructe de mare, arată senzațional, costă 13 euro de persoană, adică 26 de euro în total. Porția este imensă, mai degrabă aș spune că e pentru 3 persoane, nici de cum pentru 2. Noi nu cred că vom reuși să mâncăm tot din farfurie așa cum suntem obișnuiți, dar acum de Crăciun ne giftim cu de toate, că așa e de sărbători, nu? Nu, nu e ok. Gracias! Marata. Am învățat un lucru și anume când mergi la cumpărături să mergi cu burta plină, nici de cum cu burta goală, pentru că ai tendința de a cumpăra foarte mult și de aceea am lăsat pe ultima 100 de metri această activitate a zilei, pentru că de mâine trecem la cratiță. Vai, ce bună e! Poftă bună! Buen provecho! Învățăm ceva în spaniolă. Moșule, n-am fost așa de cuminți, n-am terminat-o din farfurie pentru că porția a fost uriașă, ce să-i faci, asta e. Am plătit pentru această masă delicioasă, paelia uriașă și jumătate de litru de vin, 30 de euro. Și nu uitați, suntem în Tenerife, pe o insulă în mijlocul, nu chiar, în mijlocul Oceanului Atlantic. Mergem la cumpărături, gata, e timpul să ne pregătim și noi de Crăciun. Am ajuns la supermarket, începem goana cumpărăturilor de Crăciun. Bineînțeles că luăm acest forum pentru salata băf. 60 de cenți. 3 morcovi, 2 euro. Kilogramul de cartofi, 1,20 euro. Uitați-vă un pic ce am găsit. E un porc vidat, oh my god. Deci nu pot să văd așa jumătate ceva. De jumătate de porcușor, doamne. Wow. 30 de euro costă. Nu, hai. 6 euro și 21 de cenți această caserolă cu piept de pui. Castraveți murați, 1 euro și 40 de cenți. Ion este cel mai fericit. Astăzi este joi, noi o să mai facem cumpărături și vineri, pentru că sâmbătă și duminică sunt închise magazinele, așadar luăm doar o mică parte cât să pregătim masa. Da, vineri o să gătim, adică mâine. Am ajuns la raionul meu preferat, la raionul de pește. Ia uitați-vă, somonul costă 8,55 de euro kilogramul, 12,95 de euro kilogramul. Mama mia, cum arată! O să venim mâine să luăm peștele proaspăt, pentru că n-are rost să luăm de astăzi. Caracatița, 13,75 euro. Creveții sunt 10,80 euro. Ne gândeam noi să facem cozonac, dar e multă bătaie de cap și vrem să ne odihnim. Prin urmare, o să cumpărăm ceva, dar nu știm ce. Uite, un chec limon, 2,75 euro. Asta cred că e cu 3 euro. Ciocolată, 3 euro. Ce bine arată aceste torturi, cât costă? 10 euro, ia uite de... Salam de biscuit, 2,50 euro, da, salam de ciocolată, scrie 2,50 euro. Macarons, 1,75 euro, nu-mi dau seama, dar e creme brulee, dacă nu mă înșel, 4 euro, mamă, cum arată. Stați că am mai găsit ceva la raionul de dulci, uitați-vă puțin cât de frumos sunt decorate. Cât costă? 5,50 euro această prăjitură. O luăm? Ce ne oprim aici, mai venim mâine, mai luăm dacă terminăm în seara asta tot. Ia uitați-vă, torturile astea cred că sunt musuri de ciocolată, yummy, yummy. Cam așa arată coșul nostru de cumpărături, destul de light. Ne propunem să dormim mult, să ne liniștim și să mâncăm mai puțin. Bine, avem de dovedit, uite, am mai pus. Atât ne-au costat cumpărăturile de Crăciun, 44 de euro. Uitați-vă aici ce avem. Abia dulci traista. E foarte grea traista. Din aceste ingrediente ne vom găti noi masa de Crăciun și vom fi și mai pofoși decât suntem. Și apropo, cum vi se par prețurile aici? Eu aș zice că sunt prețuri de România. Mai mici, probabil.
Să ne înțelegeți, acest magazin este situat chiar la parterul apartamentului în care stăm noi. Face parte din acest complex rezidențial. Ne vedem de sus! De mâine trecem în bucătărie, o să luăm o mică pauză de la vloguri, câteva zile. O să ne odihnim pentru că avem nevoie, a fost un an destul de provocator. Câte continente am văzut? 5. Nici nu mai știu câte țări, câte orașe, câte obiective, am pierdut șirul, dar o să facem probabil un vlog recapitulativ la sfârșitul anului. Noi vă urăm Crăciun fericit! Să petreceți alături de cei dragi, să vă bucurați de perioada aceasta minunată, să vă bucurați de liniște și de magia sărbătorilor. Sperăm că am reușit și noi să vă transmitem prin vlogurile noastre din Laponia. Nu uitați să le vizionați alături de familie la un ceai cald, o ciocolată caldă. Sau la o cafea. Probabil o să ne vedem în a doua zi de Crăciun într-un live, dar vă anunțăm înainte pe Instagram sau pe Facebook. Da, o să vă colindăm, promitem. Vă pupăm și să aveți parte de sărbători frumoase alături de cei dragi. V-am pupat din Tenerife.